Salut, dragilor, și bine v-am găsit la un nou episod din podcast cu și despre industria de beauty. Astăzi avem o invitată, o moldoviancă, Cristina Mustață, și îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația. Bună, e... mulțumesc pentru invitație. E pentru prima dată când o să iau o moldoviancă la Descusut. Și eu cred că la primul podcast al meu. E ceva nou, nu știu cum o să fie, dar vedem. Super vedem. o să fie. Să sperăm. Da. Până acum, așa, iau toată lumea la discutut și întreb de când în meseria asta, de ce meseria asta și nu altceva. Și o să încep și cu tine să vedem de când ai cochetat cu meseria asta, unde ai început, cum ai ajuns la noi. Da, hai să luăm așa cu începuturile. Ok. Unde a început în meseria asta, când și cum se da dat seama că asta e... Pasiunea ta. Păi eu am început uh, când aveam 13 ani, și acum țin minte ziua în care am făcut primul meu coafat. Că am început cu coafatul de fapt, și a fost la 13 ani, eram la școală, cred că clasa 7, -a, și era vară, erau, uh, eram atunci în perioada promovărilor, când se termina liceul, se termina facultatea, și erau balurile de absolvire. Și atunci o vecină de-a mea, așa cum țin minte, m-a sunat și mi-a zis că are nevoie de, de o coafură. Zic că, n-am făcut până acum, am făcut doar pe păpușile pe care le aveam acasă, dar hai să încercăm. Și de atunci am făcut o coadă împletită cu niște bucle pe vârfuri și aia a fost prima, prima coafură pe care am făcut-o eu și de atunci s-a început. Adică s-a dus vorba în oraș, că uite, Cristina face coafuri. Și uite așa am început cu coadă împletită, cu niște bucle, mai târziu cu niște cocuri. Și cumva era în perioada de vară mai mult, când nu eram la școală și m-a ajutat foarte mult chestia asta, că nu mă întrerupea de la școală. Trebuie să fac și școală și muncă, de toate. Mai ai poze cu prima ta coafură? Uh, cred că da. Dacă caut, cred că... Dar dacă îți o trebuie mai târziu și te uși tu cum arată, dar eu zic că nu arată prost, adică am cel în forță. Eu am poze cu prima mea tunsoare și... Uh, nu doar că era un dezastru tunsoarea și tunsul meu era dezastru. Era în perioada aia, nu știu dacă tu ai prins pe aici cu băieții erau era cu părul cu placa, Da, -like. da, 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 Am uh. așa ceva. Da și uh, practic aveai un job de vară. Da, cumva era și jobul de vară, era și jobul de weekend, cum erau evenimente și în weekend, dar cumva m-a ajutat pentru că vara sunt evenimentele și că de culoare și de tunsoare m-am apucat mai, mai, după școală, să zic, că n-am terminat școala. Făceai și bani înainte? Sau coafai pe prietenie? Să știi pe... că primul, primul l-am făcut pe bani, l-am făcut pe 30 de lei moldovenești, asta însemnând șase roni. Adică pentru mine erau bani, adică să mă joc în cap cuiva și să-mi dai și bani pentru asta, era o treabă mare, pot să zic. Adică mergea bine treaba, mergea bine și cumva prinsem și la banii mei, mai mea deja mă să a zis că, uite, tu ai banii tăi, fost să faci cumpărăturile de primul sunet și ultimul sunet, adică să-ți cumperi caiete, haine, fost să cumperi de banii tăi, a scăpat de o grijă, eram independentă cumva și m-a ajutat, adică îți dă încredere independența asta. Foarte tare și cu afatul, practic, l -a început așa, din pasiune, fără să ai noțiuni de la nimeni, despre ce înseamnă... Nu, tot. absolut. Am, urmăream pe Facebook, pe Instagram, abia apăruseră atunci tot felul de pagini și urmăream ruși. Adică tot ceea ce am început să fac este inspirație de la ruși. Erau tot felul de tutoriale, tot felul de video, poze în pași, cum se fac coafiurile și l-am prins. Și țin minte că de primii bani Focus la ziua mea de naștere, mi-a cumpărat un manechin, un cap de la, deci cred că l-am și acum acasă, de a ști în ce hal arată. Deci este horror capul pula, dar să știi că m-a ajutat, adică a fost un imbul de la... L-am scărmănat la bine, cum s-a zis și la mine, Moldova. <laughs> e, 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 horror că ai coafat pe el până când a rămas fără păr sau nu era calitativ? Nu, adică păr mai are și acum, dar l am încreponat părul ăla, deci cred că s-a făcut lână, efectiv lână, adică nu cred că poți mai bagi perea sau ceva în el. Dar e așa, ca un depus așa un muzeu, știi? Te aduci aminte de unde ai început. O amintire. Exact. Și pe urmă școală, ai făcut o școală de coafură, n-ai făcut școală cum... Uh, nu. Deci eu uh, de acasă, făcând coafuri, toate verile mele. Și... Uh, trăind în... Nu eram în Chișinău, eu sunt din orașul, orașul Leova și la mine în oraș cumva nu erau școli, e un oraș mic, pe malul Prutului, adică suntem așa, mai, va de capul nostru, știi? Nu este mare civilizație, să zic așa, să fie școli de herstili și așa mai departe. Și tot ce învățam era doar pe internet și ca să mă duc la Chișinău să învăț, era cumva drum lung, eram și la școală, nu puteam să-mi permit, era și scump pe vremea aia și nu cred că îmi oamenii bani să învăț că era pe primul loc școala atunci, nu puteam să, era un hobby, atât nu puteam să fac pauză de la școală și n-am făcut școală decât abia că am în București, Acum doi ani cred că am făcut o școală, dar așa și așa, adică nu pot zic că a fost o școală care Mai multe mult ai avut nevoie de o diplomă. Exact, doar de diplomă am avut nevoie, <laughs> nu pot să zic că am învățat foarte multe, pentru că am ajuns la un moment dat în care eram la școala respectivă și ne predădea profa de acolo și la a doua lecție am ajuns să-i dau eu lecții, știi, adică să-i zic ce să vopsească, cum să vopsească, cum să tundă, cum să țină șuvițele și am zis că, ok, pot să vin doar să-mi iau diploma și să dau examenul, că nu mai am să caut aici. <laughs> și cam așa a fost cu prima școală. Da, și... în, înainte de, de prima școală, cum ai decis să te muți în București? Care a fost ideea? Eu absolvisem deja liceul, dădusem de bacul. Și mă gândeam că ar trebui să plec din oraș pentru că voiam să mă dezvolt. Voiam să mă dezvolt mai mult, voiam să cresc cumva tot pe partea asta de coafură și nu prea vedeam eu universități pe coafură, că la mine în oraș nu se știa mare treabă, știi? Nu avem o cultură dezvoltată în domeniul ăsta. Și căutam un să și am auzit eu uh, de management, știi? La mine, la Lova, știi cineva ce înseamnă management? <laughs> nu, nici la televizor măcar nu era. <laughs> nu de management. Și în primul lucru eu voiam să, să, plec, știi? Voiam să plec de acasă, voiam într-un oraș nou, voiam într-o țară nouă și cea mai apropiată este România, desigur. La București, eu un alt oraș nu voiam pentru că majoritatea moldovenilor se duc în Iași, Galați, mai aproape de casă. Eu nu voiam, eu voiam în București, dacă mă duc, să mă duc bine, cel să stau bine la capitală, cum s-ar spune la noi. Și m-am gândit să-mi aleg pe atunci, trebuia să mergem în alt oraș, la un consulat, să depunem actele pentru facultate. Și am depus eu actele pentru facultatea acolo. Trebuia să alegem trei specialități. Am ales management... Și ceva în administrare publică și am nimerit până la urmă la management, dar foarte greu pentru că din prima nu mă luase și eu stocheream pe acolo pe saltul Ministerului de Învățământ și am văzut că a intrat o tipă cu o medie mai mică decât mine știi, și am început să sun la Ministerul Educației din România, Ministerul Educației din Moldova, ca până la urmă să îți dai seama, i-au bătut rău de tot la cap și au zis bine, hai te băgăm și pe tine la facultate și am intrat și eu la management. Neștind deci, ce e asta... Adică nu avem nici dubiu. Și cel mai mare paradox este că în România se începe mai târziu școala decât în Republica Moldova, și eu în Chișinău intrasem la arhitectură și design interior și trebuia să fiu arhitect acum. niciodată o n Nu știu lucrul asta despre tine. Nu știu că <laughs> Da, cum ai ajuns la arhitectură? Stai, stai, stai un pic Stai, adică eu știu, eu am terminat, am făcut liceu de arhitectură Vreau să fac arhitectură, știu cum alăsai mm -hmm. toate Dar de tine nu știam că ai făcut Că aveai înclinație către arhitectură sau De unde, Lămurește-mă un pic Bun, păi să-ți explic Eu de mică sunt o fire mai creativă, să zic așa Și creativitatea asta încercam să o dezvolt mai multe părți În por, am încercat și am văzut că merge bine și în timpul anului, cum nu prea aveam bani, că nu erau evenimente, ce m-am gândit eu? Erau tot felul de cercuri de dans și aveau nevoie tot felul de accesorii. Să le pună ca toată lumea să aibă un accesoriu la fel. Făceam coronițe de flori ca să-și pună fetele în cap. Mai făceam la primul sunet și ultimul sunet de la școală, ca să aibă toți absolvenții un accesoriu la fel. Făceam papioane, câte de papioane până noapte. Mai făceam diferite bijuterii din pietre, diferite... Nu mai știu ce... Depus în cap bijuterii și tot felul de accesori le făceam de mână și cum am prins partea asta de creativitate. Și după aia, țin minte, în clasa 12 am mai fost și la școală de pictură și am mai pictat și acolo și am văzut că mi-a plăcut și cumva am mers prin inclinația asta și am zis unde să mă duc? Că eu, contabilă, nu mă fac, nu mă văd să stau la birou. Eu, nu știu, pe partea asta de inginerie, nu mă duc nu mă văd, doctoriță nici atâta, în drept avocat nici atât nu mă văd și am zis undeva spre ceva creativ. Și de asta am pornit spre arhitectură și design, adică cum mă regăseam. Și ai făcut și ceva pregătire? Da, am făcut pregătire la școala la care mersesem eu la mine în oraș, dar azi seama, nu era ceva wow. Și chiar am trecut, adică m-am bucurat că am trecut. Nu eram la bursă, știu că intrasem la buget dar era bine oricum, adică dacă se fac așa o socoteală, nu era foarte mult școala, adică universitatea. Pe un an ținut, că era 10.000 de lei de ai mei, asta însemnând vreo 2.000 de ron, ceva de genul. Adică era bine, nu era chiar atât de rău. Bun. Și ai renunțat la arhitectură ca să vii la București da, și la management. Da, 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 să vii la management. Ha? Eu care nu știam ce înseamnă management, știi? Adică arhitectura, Uf. mai știam cu ce se mănâncă, cum e la management, ce știu eu despre management? Adică, vin, eu sunt Cristina, vin de la leu, vin la management, dar ce faci tu la management? Ce vrei să înveți? Nu știu. <gângă> adică cam așa suna. Și cum a fost prima întâlnire cu facultatea de management? Să știi că mi-a plăcut. Uimitor, dar am rămas foarte surprinsă. După două săptămâni de facultate, eu am înțeles că mi îmi place și eu asta voiam, dar eu nu știam că voiam asta, știi? Și cumva Dumnezeu m-a dus pe drumul cel drept. Adică mie chiar îmi place managementul și îl înțeleg și Păi, din câte am înțeles până acum, ai fost antreprenoare de mică. Da, mi-au plăcut. Mi-au plăcut banii de mică, știi? Să-i număr și să știi că am o legătură și cu matematica. Oh, oh. Adică e bine. Foarte mare. <laughs> da, bun, după ce ai ajuns în București, ai ajuns la facultate, cum te-ai hotărât să te apuci de coafor, de... să te angajezi? Să... Păi, fix înainte, ca să vin eu în București, pentru prima dată la facultate, tot vedeam, ieșise în -mi 2016 pe tehnica baleaj, baleaj, baleaj și asta mă vreau să fac și eu. <laughs> și am văzut tot așa la niște ruși pe Instagram o tehnică air -touch. Deci eu am început cu air touch din totdeauna. Și am zis să-mi fac și eu mie. Și mi-am făcut eu primul vopsit pe mine. Și când a venit maica mea de la muncă și m-a văzut că zbălaia casei, deci când a venit, deci o vedeam, o văd și acum cum intră pe ușa de pe hol, trântește ușa aia, că la noi ușa când nu o deschis, sau o de tare. Deci trântești ușa aia și că n-am înțeles ce se întâmplă aici. De eram băla, eram pui, dar de m-am declarat foarte bine, nu eram potate deloc, adică eram făcut foarte bine, pot să adică mi s-a dat mâna din prima. Și m au văzut, dar ce, ai făcut tu? Te-a văzut, ai că tu cum ești? <gântu -i> că nu, nu m-a văzut da. A, dar ai ieșit toată ziua din casă. Și de atunci, cred că am stat în casă două săptămâni, mi-a dat voie să ies pe nicăieri. Că eram în balaia familiei, cum spunea maică mea. <gântu -i> <gântu -i> și după aia, să vezi tu ce situație, când a venit de sărbători de Revelion acasă și de Crăciun, mi-a zis, mai că mai să fac și pe acum am făcut pe mine. Zis, da, da, am stat eu două săptămâni atunci în casă. Ca să mă chem tu să te fac și eu la păr. <laughs> și uite așa am ce, m-am făcut prima dată pe mine și după aia am venit în București și abia prin februarie căutam joburi. Căutam joburi și eram, eram în cămin și văzusem că toată lumea se ce la call center. Că nu-ți cere experiență nimeni acolo, intri foarte ușor, știu că colegii mei de la cămin lucrau la call center cu 500 de lei. Pe lună asta era la partea în patru ori, erau bani, știi? Și am zis, bă, unde să mă duc? Că la salon nu mai are nimeni, n-am nici școală, n-am nimic, adică mai vin și de la Leova, adică ce ci cu asta, dacă eram măcar din Chișinău, mai făceam și noi. <laughs> și <coughs> am făcut eu un research să văd unde mă ia mai repede, la call center sau la un coafer. Și am sunat-o la call center, m-au uh, chemat la interviuri, nu a primit nimeni, nu știu de ce, cred că nu eram convingătoare că vreau să mă angajez la ei. <laughs> Și am sunat eu la primul salon, am zis, da să văd, poate caută ăștia o am, dar ei nu căutau, am văzut doar salonul, mi s-a părut că e aproape de casă și am sunat, n-aveți nevoie și voi de frizeri? când la mine așa zice, la frizeri. Și a zis că nu, ne avem nevoie, dar ce, ce poți să faci tu? Poți să fac de toate. Eu, adică, nu vopsise, mă vopsim doar pe bunica mea cu periuța de dinți, pe rădăcină, cu vopsea cumpărată de la, din market și atâta. Și baleajul meu pe care l-am făcut ce știți? Știu să fac de toate. Hai, vină să te arăți ce știi. Și m-am dus, am făcut acolo un coc mai denunt, așa cum era pe vremea aia cu colacea aia, melcea aia. Cred că știi și tu. <laughs> și am mai făcut un întins din pere, cred că a fost primul întins din pere în viața mea și primul spălat pe cap la scafă din viața mea. Și că hai că e bine, merge. <laughs> și s-a zis, că -s, cum mai programă? Păi eu sunt la facultate până la 4, după 4 poți să vii. A, și programul prost și nu știi să faci nimic. Hai că te luăm. Dar era un salon destul de fițos așa, adică arăta foarte bine. Avea o vitrină de sticlă, doar cliente așa mai speciale veneau pe acolo și mă duc eu. Și uite așa, deci cam două, trei luni am spolat, am stat la scafă și am uscat, deci doar asta făceam, spălat și uscam. Și deci mă rugam să mă ia și pe mine, să vopsesc, să coafez ceva la perie, măcar ceva. Și nu mi dădeau voia, zic că nu, că ești prea mică, că nu știi, că nu ai, nu ai, nu ai, bine. Dar zic că vin eu cu model de acasă, vin eu cu... Vops, vă plătesc, vă plătesc, vă plătesc, dar dați-mi voie să vă arăt ce pot să fac eu. Și a zis că bine, hai, dar am avut noroc că în ziua respectivă, când tot m-am rugat eu intensiv de ei, colegile mele greșiseră două cliente, dar le-au greșit, deci rău de tot le-a făcut și dungi și pete, tot ce vrei le a făcut. Zic bine, hai să te vedem de ce ești în stare tu și le-am făcut două baleaje și au rămas muții. Dar tu de unde știi să faci baleaje? Că n-ai școală, n-ai nimic. Cine te-a învățat? Păi nu că m am învățat singură. N-ai cum să te înveți singură. Poate da, am două mâini, deci mă duce capul, logica este, e de toate. Bine, și uite așa am început să fac și baleaje. Deci dat. practic ai profitat de două cliente care trebuiau reparate. Da. Și... Și așa te-au te te primit să lucrezi în salon și să faci de toate. Da, să fac de toate. Și pe urmă, cum ai crescut mai departe? Știu, ai un mare avantaj, ești super adaptabilă, înveți super repede. Știi Rusă? Știu Rusă, da. Da, Care ai acces la un canal super mare de informație. Dar ai început să faci clientele în salon. Te-au lăsat așa pur și simplu, te-au mai trimis Ui. la un curs, te-ai dus la un curs... Ce s-a mai întâmplat mai departe? Nu, de trimis la curs să știi că nu m-a trimis nimeni. Unde m-a mai angajat eu? Că am lucrat la trei saloane până acum, nu m-a trimis nimeni la niciun curs niciodată. Adică era chemare din partea mea, Bă, vreau să merg la un curs, vreau să mai învăț, vreau să mai fac chestii, dar nimeni nu spunea să investească în mine cumva, că vede un potențial sau ceva. Adică nu am văzut chemări de genul ăsta. Dar cumva, profitând de faptul că sunt în cămin, Luam fetele pe rând, știi, și am cliente care și acum le să prin cămin prima dată, în primul an. Și uite, așa făceam experimentele mele pe, pe la cămin. Și cel mai tare a fost când începusem eu, tot mă întorc cu gândul acasă, să fac în astea, trebuia să exersez nu doar pe și că părul ăla era nașpa, era foarte aspru și o luam pe sora mea, sora mea care nu avea nicio treabă ea cu coafurile, adică purta doar o coadă și atât, era un stil de ăsta mai băiețos, știi? Ea nu își prindea părul niciodată într-un anumit fel, la evenimente, la fel nu avea treabă cu coafura și asta nu-mi dădea voie să o fac la păr și spunea, dacă îmi dai 5 lei, îți dau voie să te joci și în capul meu. <laughs> Deci, uite așa, sora mea cerea bani ca să mă joc în capul ei și mai făceam și acolo experiența. Adică doar așa, pe cine prindeam, pe unde prindeam. Ai plătit-o mult? Am plătit, să știi că am plătit. <laughs> și primul tuns pe care l-am făcut, l-am făcut pe capul ei. Și eu văd pe maică mea stătea, uite, așa, într-o parte. Și spunea, mamă, ce am să mai plâng. Și o tundeam pe sormă și aia stătea tremura și mai mea, a, dar ce o să mai plâng la urmă? Ca să înțelegi cât timp mult am avut eu. Cât te susține <laughs> și suport. Exact, da, așa. înainte că la sfârșit plângi oricum. <laughs> de bine sau de rău, oricum plângi, nu? <laughs> da, așa e. Și Toată pentru tu ai plătit-o? La tuns nu. Până am... Chiar n-am plătit-o. Dar de unde mai am atâția bani? Adică luam eu 30 de lei, adică 6 roni pe un cu afaz, mai plătesc și ei 5 lei, adică un ron. Pe, păi, cu ce rămânem? Păi grafele și fixativul din ce bani le mai cumpăra. <laughs> da. Și bă, ai venit la București? primul salon te-a angajat? Cum a, cum a fost la primul salon? Să știi că de când am venit eu în București, plus că m-am angajat și la primul salon, am primit șuturi ca lume deci rău de tot. Pentru că mi -am, la mine în oraș toată lumea e așa, mai blândă, multă ospitalitate, toată lumea te primește, cald, bine. Mamă, aici am observat că sunt foarte răi, și eu care eram omul, îi ajut pe toată lumea, dau de la mine, toată lumea să fie fericită și la urmă rămâneam așa, știi, cu degetul în gură, știi, adică nu primeam nimic. Am observat că nimeni nu ți dă un bună pe gratis, toată lumea este cu interese, toată lumea este foarte răutăcioasă și asta am observat și la salon, asta am observat și de când am venit în București, că nimeni nu vrea să te ajute, te descurci cum poți, cu ce poți, s-a părut foarte dur. Și adică ustensile trebuia să mi le cumpăr singură, totul trebuia să-mi să, adică să zic că n un fior, n-ați o pere, n cu ce cu ce aici. Te duci să cumperi din primul salariu și după ai pui ce salariu? Până la salariu mai e mult. <laughs> și cum a fost emoțional? Că mă că <clears throat> când ai venit aici ai venit singură. Da, am venit singură. A fost foarte greu a fost greu pentru că nu, nu ai cui să-i dai un telefon, știi, să-i zici, mamă, ajută-mă, că am probleme cu banii, că am probleme cu nu știu ce, pentru că eu când am venit inițial în București, făcusem în vara respectivă, țin minte, și acum 300 de euro și cu 300 de euro aia eu cumva am stat până în februarie, până m-am angajat. Și când mi-au zis ăștia că mă angajează cu 12 milioane, adică 1200 de lei, mi se că centraliștii de la call center mi mai puțin, că am că m-am angajat mai bine, știi? Și partea asta cu bani a fost mai complicat pentru că mă crește foarte, totul foarte scump. Având în vedere că am stat în Moldova și totul este de vreo 6 ori mai ieftin, aceeași mâncare, același transport, totul este foarte ieftin, aici am primit un șoc și îmi făcusem că eu pe zi trebuie să mănânc mai puțin de 10 lei ca să mi ajungă, știi? Dar ce, 10, ce puteai să cumperi de 10 lei? Când venisem eu atunci era până la un leu, acum nu mai găsești, cred că până la un leu, știi, ca să-mi fac bugetul respectiv. Și, a și fost... un covrig mai scump de un leu. Da, exact, și un covrig. Și a fost greu. Adică, mie mi s-a că a fost greu, dar m-am descurcat. Pentru că cu cât mai multe palme și șuturi primeam, cu atât simțeam că se mai încrezut în mine, știi? Adică, cumva crești, dar te crești tu pe tine, nu te crește nimeni altcineva. Și cumva cred că m-a călit chestia asta, m-a călit foarte mult, că dacă nu primeam șuturile alea, nu cred că mai aveam uh, atitudinea și perseverența pe care o am acum, la sigur. Nu, mă uit că așa cu zâmbetul pe buze, spui singură, da, a fost nasol, nu ne-am prea descurcat, de bine. E bine, <laughs> mi îmi place singură. Deci eu când am plecat de acasă și am prins la independență, cred că am fost cel mai fericit om. Deci mie îmi place independența, mi îmi place să fiu singură pentru că eu știu cum mă descurc acum că la câte palme și șuturi mi-au luat, adică pot să le fac pe toate. Ce poate să fie mai rău de atât? Nu poate să fie nimic, adică ne ridicăm, mergem mai departe. Trecem, trecem. Cum ai ajuns totuși să... De la venite din Moldova, dintr-un oraș mic, la București, neavând școală de coafor, mm -hmm. să ajungi să ai un renume și să bai avem fete pe care le coafezi, le colorezi, care a fost parcursul? <coughs> în primul rând am muncit foarte mult. Adică eu având și facultate, am terminat și licența și masterul, eu trebuiam pe două fronturi să lucrez cumva și la muncă și la facultate. Cum mai cum zis că dacă nu termin facultatea, vezi că e groas. Și <laughs> trebuia să termin Vin și facultate. și te aduc acasă de urechi. Păi eu credeam în stare că mă trezesc cu ei și bate așa la, la geam în, la cămin. Adică era eu frică așa, știi? Că vine și te ia cu tot Și <laughs> Și a fost, a fost, complicat că trebuia să trag tare și la muncă pentru că exercițiul este succesul și dacă nu exersezi, n-ai de unde să, să, crești. Și încercam să prind eu cât mai multe chestii de pe net, că în altă parte la cursuri, adică primul curs la care am fost eu mișto a fost la tine la curs, adică pe bune. Și când am venit la tine și că am văzut cine predai, am zis, vă, dar ce caut eu meseria asta? că eu le știam după logică pe potrivite, adică eu totul am logic nu făceam o conexiune că eu vreau teorie în spate, le făceam logic și după aia ne-ai făcut o teorie și ai zis că nu știm nimic mai pe scurt dar s-au rezolvat așa rău am fost? rău de tot, am zis, dar nu ai văzut că în prima zi eram toți eram soldați, nu spuneam nimic, nu scoteam nimic a fost uh, complicat la cursul ăla, dar uh, am mai fost prin Moscova la expoziții, să mai văd chestii noi. Dar cumva am crescut pentru că am exersat foarte mult. Am exersat și am vrut eu să cresc, pentru că dacă tu nu vrei să crești, n-ai de unde. Deci chiar n-ai de unde să crești, nimeni nu ți bagă în cap și nu ți ia mâinile și ți le mișcă, adică le miști tu și gândești cu capul tău. Cam asta e și n-ai nevoie să te susțină cineva, că nu o să te susțină nimeni pentru nimic, pentru că nu primești nimic în schimb, înțelegi? Adică asta e Bucureștiul, nimeni nu îți dă nimic în schimb. Trebuie tu singur, iar ajunge la independență. Da, uh, într-adevăr, tu ești cel mai bun sport al tău, dar mai nou știu că ai adus-o și pe sora ta. Da, am adus și pe sora mea care îmi cerea bani <laughs> ca să o coafez. <laughs> Da, am a o și pe ea cumva acum un an urmă din februarie, chiar acum o să fac un an, de când m-am mutat cumva pe cont propriu și ne închiriez, aveam nevoie de o persoană care să mă ajute. Adică să știu că e acolo, știi? Cumva e, era un loc străin ceva diferit pentru mine și am adus-o ca să fie acolo, ca un sprijin, poate să-mi facă boluri de vopsea, să-mi pună programări și de fapt că am arăs până în ziua de azi ca să urmea Patricia să vopsească și ea. Colacot cu mine în același timp, să... Și am zis că în unele chestii chiar e mai bună decât mine și chiar mă bucură că dacă elevul întregi profesorul înseamnă că am fost un profesor bun. E cerut bani ca să înveți? <laughs> să știi că nu. <laughs> <laughs> nu e cerut bani, dar o să mă gândesc, o să mă gândesc în timp. E încă o investiție de recuperant da, <laughs> Da, și chiar m-a ajutat foarte mult. Adică dacă n-ar fi ea, nu cred că aș ajunge la performanța la care am ajuns acum, dar chiar m-a ajutat foarte mult. Adică și un suport și când o întrebi o formulă și dă din cap și ea nu știe că e corect sau nu e corect, dar datul ai din cap, tu faci mult, știi? Că eu o sprijin acolo și ea. S-a schimbat mult emoțional situația pentru da, tine. Da, 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 pentru că eu nu mă gândeam, surmea care nu avea nicio treabă cu părul, nu se pregătea la evenimente de nimic și, și acum vine și face maleajă și vopsește și coafează. Mai avem la tuns puțin de lucrat, dar în rest tot foarte bine. Că eu mă bucur că am putut să inspir oamenii să fac, adică oamenii pe mea, să o inspir să fac chestia asta, Că e un lucru mare, adică am făcut-o să-i placă în seria asta și ea la fel nu știa că-i place. Mi se pare că e mult mai provocator și mai greu să inspir pe cineva din familie decât pe o persoană necunoscută. Da, și n-am făcut-o voluntară, am făcut-o voluntar, făcut involuntară, adică ea nici acum nu știe exact dacă îi place sau nu. Eu văd cum îi sclipesc ochii când ne zic ea și tu și fă baleajul, așa. Eu pot să fac eu, da, fă tu. Wow, și eu văd că îi trebuie să are sufletul, știi, că îi dau încredere în ea și atunci altfel se schimbă și comportamentul ei interior, cumva. Poate aveam și o nevoie de chestia asta, știi? E win-win situation până <laughs> da, la urmă, da, 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 da. Nu da. ți-ai recuperat banii, dar ți-ai câștigat no. o stabilitate emoțională. Exact, exact. Da. Deci aia că a fost uh, greu la mine la curs. Știu că în ultima vreme tu ești foarte dedicată uh, și, bă, cauți tot ce e nou, uh, vrei să vă aduci noutăți. Înainte de a le spune oamenilor cu ce, cu ce se ocupe acum foarte mult timp în a dezvolta, vreau să bă, văd un pic zona asta de culoare, de baleaj. Ce te atras cel mai tare la ea? Ți se pare, nu știu, crezi că e mai potrivit să rămâi doar pe o specialitate și să faci doar culoare sau crezi că e cazul în continuare să combini, să faci și tuns și cu afat și Uh, cel puțin eu am observat că partea asta de tehnică de baleaj, de tehnică în general, nu cred că o să iasă niciodată de modă, cum s-ar zice. Adică este foarte versatil, foarte jucăuș, nu e ca și când ai aplicat o culoare și ai terminat. Poți să te joci cu șuvițele, poți să te joci cu trecerile, poți să te joci cu nuanțele și asta mi se pare mult mai interesant și cumva partea de colometrie e mult mai interesantă pentru mine. Îmi, îmi place și partea de tunsoare, nu pot să zic că sunt foarte foarte entuziasmată, adică o fac că trebuie, știi, nu că na, îmi place mie, dar partea de culoare mi se pare că mă joc altfel cu culorile și poți să vezi oamenii diferiți și le dai o altă indiferent că au rădăcinile alea închise, știi, dar oricum ele se văd blonde, ca au vârfurile blonde și e mișto că zic fetele că bărbatul meu mereu a vrut să mă vadă blondă păi uite, ești blond, păi da, dar nu sunt toate. <laughs> Crezi că culoarea are un impact mult mai mare asupra clientului final decât un tun sau un coafat? Cu siguranță, da. Mi se pare că odată ce schimb nuanța și adică eu că sunt mai mult pe balea și dai puțină lumină, se luminează tot. Omul dacă intră pe ușa salonului sumbru cu, cu niște emoții negative, deci îi schimb stare pentru că vede lumina aia, știi? Și cumva luminează și pe interior și pe exterior. Adică mi se pare că schimbă foarte mult și aceleași nuanțe reci și calde, dacă știi să le pui cum trebuie, avantajează orice ten, orice chip, orice om avantajează. Adică chiar schimbă culoarea. Da, e bă, super interesant cum schimbă culoarea, starea și emoția. Chiar e într-adevăr o, o, o artă să poți <coughs> face treaba asta. În zona de tehnică, a unde simți că ai învățat cel mai mult? Ai învățat de la ruși? Ai învățat uitându-te pe internet, te ascultând? Care a fost cea mai mare sursă de inspirație? Pentru mine, clar, de la ruși. Mie mi se pare că ei au alt ochi și alte minte cum percep lucrurile și chiar mă regăsesc în stilul lor. Că mi se pare că este nișa mea cumva, știi, și partea de predat și cum predau și cum explică, Mă regăsesc mult mai mult pe partea lor, știi? Pentru că au stilul lor. Chiar dacă rusoaicele sunt mult mai blonde ca noi românii moldoveni și au alt tip de păr, dar oricum partea lor de tehnică e mult mai interesantă pentru că o abordează și diferit cumva. Și am observat foarte mult că urmăresc acum o tip, o trainerită rusoaică că ea a trecut de la blonde, dacă lua doar blonde naturale în bază 7-8, acum ea chinezoice de-astea, știi? Cu părul la gros, negru-negru în bază 3 și le face deja pe ele. și s -a, s a schimbat și ele stilul și e interesant că noi dacă luăm uh, cursuri de la ruși și lucrează pe baza aia, n-au cum să ne iasă și nouă aceleași rezultate că avem altă bază în România. Corect. Și atunci pare interesant că au trecut la altă bază și zic, bă, dar ce se întâmplă cu voi? Nu mai aveți uh, blonde? Și mi se pare interesant. Adică că nu sunt plictisitori, știi? Schimbă. Și cursurile este majoritatea bune că le-ai făcut online. Da. Mulțumesc pandemiei că n-a trebuit să zbor la Moscova. Dar e foarte interesant cu cursurile online. Adică poți să le vezi oricând și le salvezi. Și... Dar sunt conștientă că, nu, conștientă că nu se compară cursurile care sunt fizic, pentru că este altă interacțiune, este altă energie, percepe altfel lucruri, le vezi altfel culorile, dar e bine și așa, adică e bine așa, important să luăm cei ce mai bun, știi. Că cursurile astea pe care le e online de la Ruși, nu-mi nu dau seama, eu n am ajuns niciodată în Rusia, am fost în Chișinău de mai uh -huh. multe ori, mai mă duc peste două săptămâni din nou. Uh, dar în Rusia n-am ajuns niciodată. Știu că sunt foarte multe nume de coafori din orice zonă, dacă vorbim de culoare, de tunsoare, de coafiurile super extravagante. Nu știu, care e prețul unui curs? Aproximativ. Pot să zic că... Uh, na, aproximativ, nu știu, zic vreo 300 de euro, 500, cam pe acolo se duce. Acum depinde de stilist, depinde ce vrei să faci, dacă e vorba de tehnică de culoare, dacă e vorba de tunsoare, dacă de ton pe ton, depinde, depinde ce vrei să, depinde la cine. ea mare, au niște scoruri, te doare capul, deci îți vine să te lași de visărie. Da, știu că de-a lungul timpului banii investiți în educație, la un moment dat când am trecut de 100.000 de euro, am renunțat să mai țin calcule. Nu mai. <laughs> Dar, da, sunt toate cursurile în care am investit, sunt ce fundația a ceea ce suntem astăzi, până la urma urmei. Mai nou am văzut că ai o pasiune și am discutat puțin despre a te juca cu culorile în alt fel. Și ai descoperit ceva foarte interesant. Vrei să ne spui mai multe? Da, este o chestie preluată tot de la ruș, cred că nu te mai miră. Tot de la ruș este vorba despre un concept nou. Este vorba despre a te juca cu vopseaua și de a schimba compoziția. Noi dacă suntem obișnuiți cu o compoziție mai cremoasă, atunci noi putem să o schimbăm și să facem una spumoasă sau să facem o vopsea care să ne ajute pe noi să o aplicăm mai ușor sau să reziste mai bine în timp și să creăm alte nuanțe. Adică pe mine vopsea cu spume m-a ajutat să creez fix nuanțele mele. Pentru că este total diferit ca și când ai amesteca culoarea cremoasă, așa, în consistența ei, între ele. Adică dacă combini nuanțele așa cum sunt ele, nu ți culorile care ți din spume. Și cumva te ajută foarte mult, este ceva inovativ, asta mi-a plăcut, că este ceva nou, a apărut de câteva luni pe piața din Rusia și poți să te joci cu culorile, poți să te joci cu consistența, te ajută foarte mult la repigmentare, ceea ce este un subiect foarte important. Eu nu prea am auzit să se discute despre repigmentare pe aici. Adică, oamenii cam uită și ei, mi se pare că nu prea se cunoaște faptul că să închizi un blond este la fel de greu ca și când ai deschide de greu. Exact, sau mai greu. Și e foarte important și te ajută spuma. Este, te ajută și la timp, faci economii de timp, te ajută și la. să fii mai inventiv, știi? Mai schimbi nuanțele, mai adaptezi fix cum vrei tu și te joci cum vrei tu, dar. na trebuie să vrei. E altă experiență care o simte clienta, nu știu, față de... Da, deci eu tot mă joc pe Instagram cu spumele astea și fetele zic, dar vreau și eu bubblegum de la un cap. Zic, bine, hai că facem bubblegum. Adică e altceva și simt altceva pentru că toată lumea este obișnuită cu vopseaua cremoasă sau asta mai nouă gel, știi? Și acum când văd ceva nou, spume, vreau și eu spume. Hai că facem spume. Nu știm noi să facem spume. facem spume imediat. Și e foarte interesant și pentru ele că văd ceva nou și azi, tot, toată lumea zice că n-am mai văzut în nicăieri în altă parte spume de genul. Păi o să fie, o să fie, promic o să știi toată lumea de spume mai încolo. <laughs> Vrei să pregătești un curs pe tema asta pentru România? Da, m-am gândit și deja cred că mi-am făcut așa o mică structură despre ce aș vrea să vorbesc în cursul ăsta, dar mi se pare foarte inovativ și interesant ca să mai schimbăm din din tehnicile pe care le făceam, știi? Pentru că toată lumea evoluează și pe partea asta de inovare, de ce să nu inovăm și noi pe partea de colorare? Mi se pare foarte interesant și de ce să nu facem și show? Pentru că eu cumva am făcut spumele astea să vină ca un cocktail, într-un pahar de cocktail, și cumva cum dai produsul ăsta este foarte interesant și ceva nou. Și sunt interesant și am zis că, da, de ce să nu fac toată lumea spume, să nu facem doar noi spume? <laughs> Practic, e o nouă experiență pentru client. Da, da, și alte senzații. Pentru că se simt bulele alea și cum se spară în cap, zici că faci un masaj pe scalp. Foarte interesant. Păi de-abia aștept să mă inviți la primul training. Neapărat. <laughs> da. Uh, cât de mult crezi că se poate dezvolta industria asta în următoarea perioadă? Nu, nu cred că ne-am gândit vreodată că o să punem o spumă pe păr. Așa, la modul să eu vom să transform într-o spumă. Unde crezi că poate să mă ajungă <coughs> baleajul? <laughs> nu știu ce să zic unde poate să ajungă dar e important este să vrem noi dezvoltarea asta știi? mi se pare că o să ajungem într-un moment da dar nu-mi doresc asta să vopsească niște roboți în locul nostru și mi-e frică de partea asta și chiar mi-e frică să nu ajungem în etapa asta okay. Cred că bă, creativitatea din care avem nevoie în meseria asta e mult prea mare să putem fi înlocuiți deocamdată cu inteligența artificială nu, de altă dar ultima dată când am uh, filmat serie de podcasturi, întâmplător îmi zicea Marius din uh, spatele camerelor despre un model robot e? care după ce m-am dus acasă am urmărit-o. Mă rog, robot virtual, că nici măcar nu există fizic, efectiv. Mi-a dus aminte cum o cheamă. E orandare. E o randare. efectiv, există e plin de poze are cont de Instagram, unde are peste un milion de followers. Da, nu știm unde ajunge tehnologia, ce se întâmplă cu ea. E clar că influențează foarte mult meseria noastră. Michela. Chela. Michela, Michela, așa, da. Vă sugerez să urmăriți. E, bă, i, ireal. Ireal, da. Cred că spumele astea o să fie un mare succes în, în industria asta și mai ales că consumatoarele finale au nevoie să simtă că ceva se schimbă în permanență. Dacă stai să analizezi așa puțin, de când ai început meseria asta, nu știu, ți se pare că se face diferit cu afura în Moldova, în Rusia, în România sau au elemente destul de comune? Dacă stau să mă gândesc așa, eu oricum am fost cucerită de ruși, ce fac rușii și mi se pare că oricum rușii o să fie mereu pe primul loc, știi, pentru că sunt mult mai inovativi este -ă, concurența mult mai mare și în momentul în care ai o concurență vrei să arăți ceva și mai wow. Și cumva crește automat. Dar de multe ori am zis și o să repet că Moldova, mi se pare, este puțin mai sus decât România și primul loc vine deja Rusia. Mi se pare că cei din Moldova sunt puțin, puțin mai experimentați și mai... dar pentru că sunt mai aproape de ruși și avem cumva posibilitatea să descoperim lucrurile de la ei, atunci... Uh... Da, sunt pe locul 2 pentru mine, Moldova. Crezi că diferă doar asta sau diferă și bă, cerințele clientelor? Pentru că știu că, în general, și moldovencile și rustoaicile acordă foarte multă atenție, timp, bani pentru zona asta de beauty. Spre exemplu, în Moldova cultura asta ca să ne facem păr, este mult mai dezvoltată, la fel preluată de la roșii. Este mult mai dezvoltată decât în România. Aici a trebuit cumva să-mi educ clientele mele că există o rutină de îngrijire, că trebuie să venim o dată la o lună, cel târziu la coafor, dar în Moldova oamenii se duc mai des la coafor decât, decât aici în România. Adică e altă cultură, după cum spuneam. Da, și eu prima dată când am fost în Chișinău, mărturisesc că am fost șocat. Am fost în parcul Ștefan, ce Mare. Așa. Și dimineața la prima oră erau niște doamne în vârstă cu niște domni, vopseau băncile, aranjau parcul. Era o atmosferă comunistă, dacă pot să spun așa. Am intrat în sala de training, mi-am terminat trainingul după masa și m-am dus înapoi în parc. Parcul era alt parc. Era plin de viață, vibra, plin de tineri, aranjați, eleganți, parcă era zi de sărbătoare aveau super multă atenție la modul în care arată, la păr, la tot. Efectiv am simțit că sunt transpus în altă lume față de cea în care am fost dimineața. Dimineața erau la vopsit băncile și după masa era bă, efectiv ca o petrecere în parc. Da, am observat că sunt mult mai atente femeile, sunt mult mai grijulii și acordă mult mai mult timp. Da, așa, e altă cultură. Altă cultură, dar ți-am zis că e la fel preluată de la ruși, dar eu țin minte că aveam și rude care poate nu-și permiteau și nu aveau un buget. ca acum dacă te duci la salon, înseamnă că ai bani. Dar nu e adevărat. Înseamnă că ești un om cu o educație și o cultură de păr. Și vedeam că se duceau mereu la coafor și făceau acele șuvițe sau același permanent. Nu știu cât de frecvent se făcea aici în România pe vremuri permanentul, dar țin minte că bunic mi și făcea ca lumea, adică era la regim. Nu treceau câteva luni, că ea aș făcea permanentul, știi? Ca să nu se ducă volumul, să fie Să fie fresh, fresh în permanență. Exact, exact. Indiferent că oamenii aveau, nu aveau mai, dar își făceau timp și mai resurse pentru a merge la coafor. Da, mi se pare bă, așa interesantă lumea asta și mai ales cum se schimbă dintr-un loc într-altul. -un, unde o vezi pe Cristina mai departe? Care sunt planurile ei? Rămâne în București? <laughs> se mută? Deschide salon? Ce face Cristina mai departe? Păi, eu îmi doresc să cresc, îmi doresc să cresc mai departe. Nu vreau să termin tot lanțul ăsta pe care l-am construit până acum, pentru că l-am construit foarte greu și am transpirat pe bune. Și mi-aș dori un salon pe parcurs. Acum încă sunt mică, dar o să cresc, eu o să vă arăt eu, <laughs> Îmi doresc un salon, dar mai durează până atunci. Vreau, de fiecare dată când am, am, am evoluat și m-am dezvoltat, am încercat să fac foarte ferm și pe pași sigur nu vreau să mă arunc înaintea trenului adică să cuprind mai mult decât pot cât pot duce, atât aduc și mă văd cu salon mă văd cu niște angajați pe care să-i trenuiesc eu, cu o echipă frumoasă de ce nu mă gândesc că o să fie toți moldoveni nu știu de ce, adică nu pleacă moldoveni, că de mine niciodată, să știi Vreau să te întreb ce crezi că lipsește industria de beauty din România și mi-ai spus, moldoveni Moldoveni, exact, păi am... Uh... Am cliente care îmi zic, păi eu mă duc la rusoaica mea. Păi dar nu să rusoaică, sunt, sunt din Republica Moldova, aici aproape eu. nu te ești rusoaică. Bine, mă las să fie rusoaică. <laughs> Unde vrei să mai ajungi? Mai ai vreun plan? Vrei să mai ajungi într-un training? Ce simți că vrei să mai faci pentru tine în următoarea perioadă? Vreau să mai cunosc niște tehnici, vreau să văd până unde poate să meargă airtouch-ul pe care îl fac eu, pentru că îl fac de vreo 5 ani și el încă e acolo, doar că adaptat și readaptat. Vreau să mai învăț, să văd dacă mă, mă primește tunsoarea. Pentru că eu nu prea o primesc pe ea, dar să ved dacă o primește ea pe mine. Și aș mai încerca să fac niște training-uri pe tunsoare, să văd, dar dacă mă duc la primul curs de tunsoare, cred că iar să facă la curs tot, nu știu nimic. <laughs> și mi-a să nu mă las cu totul de meserie. Și vreau mai mult să evoluez la fel pe partea de Rusia, mă duce acolo. Adică am un plan să merg la vară acolo păi... niște traininguri. Hai, hai să facem te... o promisiune, dacă te ia... duci mai cu tine. <laughs> Bine, <te> iau. <laughs> Bine, e de merge cu mine la da, David, da Am nevoie să-mi și traduci. Da? Bine. <laughs> Sau mă apuc de învățat în rusă până atunci. <laughs> Cred că mai bine mers să traduc, că e cam grea limba asta. E cam grea, dar te ajută, te ajută foarte mult. Da. Păi, mulțumesc de deschidere, mulțumesc de prezență. Aștept să ne mai vedem cu drag o să vin cu mai multe detalii despre trainingul lui Cristina, imediat ce ne dă niște date în care e dispus să se împărtășească cu noi. Vă promit că este o experiență. O să vă las în comentarii contul ei de Instagram și așa mai departe să vedeți ce face și modul în care arată spumele respective puse într-un pahar de cocktail este absolut inedit. Mulțumesc pentru tot! Dragilor, mulțumesc că ați stat până la sfârșit și v-ați mai uitat la încă un episod și ne vedem cu drag în episodul următor.